Fiți pregătiți! Revenirea sa, surpriză totală, hoțul din noapte. Dragi prieteni, bine v-am regăsit! Sunt Diana Ștefănescu și revin cu un nou extras dintr-un capitol al cărții Ucenicizatorul autentic, scrisă de David Servant. Să ne întoarcem din nou la discursul de pe muntele măslinilor. De la smochin învățați pilda lui. Când îi frăgezește și înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape. Tot așa și voi, când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la uși. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până se vor întâmpla toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Matei, capitolul 24, versetele 32-35. Iisus nu dorea ca ucenicii lui să fie luați prin surprindere, ceea ce a și constituit punctul principal al discursului. Ei trebuiau să știe că este chiar la uși atunci când vor începe să vadă toate aceste lucruri. Necazul din lume, apostazia, apariția profeților și hristoșilor mincinoși, declararea anticristului ca Dumnezeu și apoi și mai aproape de venirea lui, întunecarea soarelui și a lunii și căderea stelelor. Totuși, chiar după ce le-a spus aceste semne care vor precede venirea sa înainte cu câțiva ani, câteva luni sau zile, el le-a mai spus și că timpul precis al întoarcerii sale va rămâne un mister. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 24, versetul 36. Cât de des este acest verset scos din context? De obicei, este citat pentru a sprijini conceptul că nu avem nicio idee despre când va reveni Iisus, deoarece El s-ar putea întoarce oricând și răpi biserica. Totuși, în contextul său, nu acesta era înțelesul dat de Iisus. El chiar a depus destul de mult efort pentru a se asigura că ucenicii lui vor fi pregătiți pentru revenirea lui, vorbindu-le despre multele semne care vor apărea chiar înainte de acest eveniment. În acest verset doar le spune că nu le vor fi descoperite ziua și ora exacte. Mai mult, este destul de evident că Iisus nu se referea în acest pasaj la așa zisă prima venire a lui înainte ca cei 7 ani de necaz să fie început, când se presupune că biserica va fi răpită în secret, ci se referea la întoarcerea lui la sfârșitul său aproape de sfârșitul necazului. Și la o analizare sinceră a contextului, acest adevăr este indiscutabil. Un argument care este deseori folosit împotriva ideii că răpirea va avea loc aproape de sau la sfârșitul necazului este că o asemenea revenire nu ar mai fi o surpriză, așa cum se presupune că a spus Hristos, deoarece ar putea fi anticipată de evenimentele necazului. Trebuie să existe o răpire înainte de necaz, spun ei, astfel credincioșii nu ar mai trebui să fie pregătiți și să vegheze așa cum spune Scriptura, știind că vor fi 7 ani și mai mult înainte de întoarcerea lui Iisus. Totuși această obiecție cade, deoarece esența discursului lui Iisus de pe muntele măslinilor a fost aceea de a se asigura că ucenicii săi vor fi pregătiți pentru întoarcerea lui la sfârșitul sau aproape de sfârșitul marelui necaz și l-a dezvăluit numeroase semne care îi vor precede venirea. De ce este discursul de pe muntele măslinilor plin de îndemnuri de a fi gata și de a veghea chiar dacă Iisus știa că venirea sa va fi cel puțin câțiva ani mai târziu din momentul în care rostise acele cuvinte? Se pare că Iisus a crezut că credincioșii au nevoie să fie gata și să vegheze chiar dacă venirea lui era destul de departe. Apostolii care i-au îndemnat pe credincioși în scrisorile lor să fie gata și să vegheze pentru venirea lui Iisus nu făceau altceva decât să îl imite pe Iisus însuși. În plus, cei care cred că o răpire înainte de necaz justifica nevoie de vreun îndemn să fie pregătiți mai au și o altă problemă. După ei, prima întoarcere a lui Hristos precede sfârșitul marelui necaz cu 7 ani, așa că, așa zisă, prima întoarcere a lui Iisus nu poate să aibă loc chiar oricând, trebuie să aibă loc cu exact 7 ani înainte de sfârșitul necazului.
Deci, în realitate, nu este nevoie să așteptăm întoarcerea lui Isus până când evenimentele mondiale sunt așezate la începutul celor 7 ani de necaz, evenimente care, cu siguranță, pot fi anticipate și stabilite. Majoritatea celor care subscriu răpirii înainte de necaz, dacă vor fi sinceri, vor recunoaște că știu că Isus nu se va întoarce azi sau mâine datorită situației politice din lume. Încă mai sunt profețite evenimente care trebuie împlinite înainte ca cei 7 ani de necaz să înceapă. De exemplu, după cum vom descoperi în curând în cartea lui Daniel, anticristul va face un legământ cu Israel pentru 7 ani și acesta va marca începutul marelui necaz. Astfel, răpirea, dacă are loc 7 ani înainte de sfârșitul necazului cel mare, trebuie să se întâmple atunci când anticristul va semna acordul cu Israelul. Până când nu va apărea ceva politic la orizont care să facă acest scenariu posibil, nu este nevoie ca teoreticienii care susțin că răpirea va fi înainte de necazul cel mare să aștepte întoarcerea lui Isus. Mai mult, teoria celor care afirmă că răpirea va veni înainte de necazul cel mare și că Isus se va întoarce și la sfârșitul lui, implică faptul că ziua în care se va întoarce Isus a doua oară poate fi calculată cu precizie de îndată ce va veni răpirea. Ceea ce Isus a afirmat că numai Tatăl știe poate fi calculat prin numărarea a 7 ani de la răpire. Încă o dată, din ceea ce a spus de fapt Isus, este clar că nu a dorit ca revenirea lui să fie o surpriză totală. De fapt, el a dorit să fie anticipată de anumite evenimente ale marelui necaz. Mai simplu, Isus nu a dorit ca ucenicii să fie luați prin surprindere, așa cum se va întâmpla cu restul lumii. El și-a continuat discursul de pe muntele Măslinilor. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla și la venirea fiului omului. Într-adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic până când a venit potopul și a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea fiului omului. Atunci, din 2 bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din 2 femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Vegheați, dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Să știți că, dacă ar ști stăpânul casei, la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Matei, capitolul 24, versetele 37-44. Iată încă o dovadă că Isus era preocupat ca ucenicii să fie pregătiți pentru întoarcerea sa. Acesta a fost motivul principal pentru tot ceea ce a spus înainte și după acest punct al discursului de pe muntele Măslinilor. Îndemnurile repetate de a fi pregătiți și a veghea nu sunt atât un indiciu al faptului că întoarcerea sa va constitui o surpriză totală, cât un indiciu referitor la cât de greu le va fi să rămână treji și să vegheze în vremurile adverse. Astfel stând lucrurile, cei care se așteaptă ca răpirea să aibă loc dintr-un moment în altul sau înainte de necazul cel mare, crezând că sunt mult mai pregătiți decât alți creștini, s-ar putea să nu fie pregătiți pentru dificultățile cu care este foarte posibil să se confrunte. Dacă nu se așteaptă la necazuri și se găsesc apoi în mijlocul persecuției mondiale, sub regimul anticristului, ispita de a renunța la credință s-ar putea să îi copleșească. Mai bine să fie pregătiți pentru vremurile despre care ne învață Biblia că vor avea loc. Și încă o dată, dacă i-ai fi întrebat pe Petru, Iacov și Ioan când se așteptau ei să vadă revenirea lui Isus, ți-ar fi spus despre toate semnele care le-a spus Isus că vor avea loc chiar înainte de venirea sa. Ei nu s-ar fi așteptat să-l vadă înainte de perioada necazului sau de venirea la putere a anticristului. Observă că însăși analogia lui Isus cu hoțul din noapte este inclusă în contextul revelării semnelor care să îi țină alerți pe ucenici pentru venirea sa. Deci, analogia cu hoțul din noapte nu poate fi folosită adecvat pentru a dovedi că nimeni nu ar trebui să creadă că are vreo idee despre momentul întoarcerii lui Isus.
Atât Pavel cât și Petru au folosit analogia lui Isus cu hoțul din noapte când au scris despre ziua Domnului. Vezi 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetele 2-4. Petru, capitolul 3, versetul 10. Aceștia au crezut că analogia se aplică venirii pline de mânia lui Isus la sfârșitul sau spre sfârșitul celor 7 ani ai necazului cel mare. Totuși, în mod interesant, Pavel le-a spus cititorilor: dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 4. El a interpretat corect analogia lui Isus, conștientizând că cei care erau atenți la semne și îl urmau pe Isus în ascultare nu trăiau în întuneric, astfel încât venirea lui Isus nu îi va fi luat deloc prin surprindere. Pentru ei, Isus nu venea ca un hoț în noapte. Numai cei care trăiau în întuneric ar fi fost surprinși, ceea ce preciza învățătura pe care le-o dăduse Isus. Vezi de asemenea folosirea expresiei lui Isus ca un hoț în Apocalipsa, capitolul 3, versetul 3, și capitolul 16, versetul 15, unde o folosește referitor la venirea lui pentru lupta de la Armagedon. De aici înainte, în discursul de pe Muntele Măslinilor, Isus și-a îndemnat în mod repetat ucenicii să fie pregătiți pentru venirea sa. În același timp, le-a spus de asemenea cum pot fi gata, relatând pildele despre robul necredincios, cele 10 fecioare și talanții și prevestind apoi judecata oilor și a caprelor. Aproape în fiecare caz, el i-a avertizat că pe cei care nu erau găsiți pregătiți la întoarcerea lui, îi aștepta iadul. Vezi Evanghelia după Matei, capitolul 24, versetele 50-51. Capitolul 25, versetul 30, capitolul 41, versetul 46. Modul în care putem fi găsiți pregătiți este acela de a fi găsiți împlinind voia lui Dumnezeu la întoarcerea lui. Unii obiectează împotriva faptului că răpirea va avea loc în apropiere de sau la sfârșitul necazului cel mare, pe baza faptului că, biblic vorbind, cei neprihăniți nu vor fi pedepsiți cu cei nelegiuiți, dovadă fiind exemple precum Noe, Lot și israeliții în Egipt. Într-adevăr, avem motive întemeiate să credem că cei neprihăniți nu vor suferi mânia lui Dumnezeu în timpul marelui necaz de 7 ani, întrucât acest lucru ar fi contrar multor pasaje și promisiuni biblice. Vezi, de exemplu, 1 Tesaloniceni, capitolul 1, versetele 9-10 și capitolul 5, versetul 8. Totuși, Isus a prezis că cei neprihăniți vor suferi în timpul perioadei necazului, care nu va fi în mâinile lui Dumnezeu, ci în mâinile celor nelegiuiți. Creștinii nu sunt scutiți de persecuții, lor li se promit persecuții. În timpul necazului de 7 ani, mulți credincioși își vor pierde viețile. Vezi Matei, capitolul 24, versetul 9, Revelația, capitolul 6, versetele 9-11, capitolul 13, versetul 15, capitolul 16, versetele 5-6, capitolul 17, versetul 6, capitolul 18, versetul 24, capitolul 19, versetul 2. Alții vor fi decapitați, vezi Apocalipsa, capitolul 20, versetul 4. Astfel, dacă un credincios dintr-o națiune va fi martirizat, nimic nu va putea împiedica mânia lui Dumnezeu să se reverse împotriva întregii națiuni. Și fără îndoială că, dacă există credincioși într-o națiune, Dumnezeu este capabil să-i protejeze de judecata lui, care va cădea asupra celor răi. A dovedit acest lucru pe vremea lui Moise, în timpul pedepsirii Egiptului. Dumnezeu nu ar fi lăsat nici măcar un câine care să latre împotriva vreunui israelit, în timp ce, pedeapsă după pedeapsă, cădeau peste vecinilor egipteni. În același fel, în cartea Apocalipsa, citim despre lăcustele care înțeapă ca scorpionii, cărora li se va da timp de 5 luni libertatea să-i tortureze pe oamenii răi de pe pământ, însă cărora, în mod specific, li se va interzice să-i rănească pe cei 144.000 de slujitori israeliți care vor fi pecetluiți cu un semn distinct pe frunte. Vezi Apocalipsa, capitolul 9, versetele 1-11. Fragment din cartea Ucenicizatorul autentic de David Servant.